Bun regăsit, doamnelor și domnilor, haideți că după puțină mișcare ne întoarcem în platoul emisiunii Dimineața la Litoral TV pentru a vedea și în această dimineață ce surprize ne-a adus Lili. Și când spun ce surpriză, iată că într-adevăr se dovedește a fi o surpriză pentru că a trecut ceva vreme de când n-am mai avut parte de un instrumentist alături de noi în cadrul emisiunii Dimineața pe Litoral TV, ultimul fiind, din câte mi-am amintesc eu, chiar Walter Ghicolescu, cel care a reușit să recânte la chitară niște acorduri plăcute și chiar în prima audiție. Walter, pentru că lansează acum perioada asta un nou album, dar până la Walter... Până că nu vă lansa... Avem aici invitata noastră alături de noi, Dumitrache Andrada Maria. Instrumentul la care ea ne va cânta și ne va încânta în această dimineață este flautul. Da. Cum se spun? Maria, Andrada? Andrada, hai să Andrada, să știi că ai parte de un instrument fermecat. Pentru că hai să-l prezinti un pic. Așa cum spunea Mozart, flautul fermecat este un instrument care are nuanțe ezoterice. O să afli când o să fii mai mare. Și este un instrument pe care îl acceptă cei din lojele masonice. Și iarăși un lucru la care ar trebui să te uiți sau să pui părinții măcar să știi despre ce este vorba, pentru că piesa pe care o cânta Mozart la vremea respectivă este cea mai elaborată piesă compusă până în zilele de astăzi. Nimeni nu a înțeles ce efecte poate să aibă respectiva piesă numită Flautul Fermecat. Să pui părinții să caute lucrul ăsta pe internet. Da. Ne întoarcem la acest instrument deosebit, pentru că pentru mine rămâne totuși un mister cum reușești să cânti acolo doar așa, ținând buzele și să faci atâtea note frumoase dintr-un instrument care pare atât de lucios. Am întrebat-o, zic, e de argint, ai grijă cum îl pui, pe unde îl pui, este că e valoros. Este într-adevăr din argint, da. Sau este suflat cu argint? Este suflat cu argint. Asta pentru că a fost opțiunea ta sau așa sunt ele? Pot fi și suflate și normale, doar cu... Normale sunt cele de alamă, albene, nu? Sau cum? Nu, sunt albe? Tot așa sunt, tot așa aceeași culoare, dar... Dar ca să arate prestanța și valoarea artistului, trebuie să ai un flaut de argint, așa cum e și ea lângă noi aici, Andrada. O să vedeți dumneavoastră ce valoare are ea. A fost o zi specială în care părinții ți-au făcut cadou acest flaut? Da. Cum s-a întâmplat? Că bănuiesc că l-ai așteptat mult și ți l-ai dorit. Da. El nefiind unul tocmai ieftin, de altfel, nu? Acum o săptămână. Adică așa de... Da, e prima ieșire cu flautul meu. Trebuie să-l ținem așa să-l văd toată lumea. Este prima oară când avem la televizor, deci... Și cum s-a întâmplat? A fost o zi anume, un eveniment major sau pur și simplu așa s-au gândit să-ți... Mi s-a recunoscut aveam meritul, zic alt eu. Flaut și nu mai făcea față. Era atât de performant? Da, eu nu mai făcea față. Și mama s-a gândit să-mi iau un flaut nou. Asta pentru că rezultatele tale erau unele pozitive, unele frumoase și ele au dus către această alegere în ideea de a te încuraja și de a te susține pe viitor, chiar prin instrumentul la care tu cânti. Hai să o luăm așa un pic cu începuturile. Când ai simțit o atracție către acest instrument? De unde? Ce te-a inspirat? Care a fost momentul magic? Doamna Rodica Iftime m-a încurajat să merg la Colegiul Național de Arte Regina Maria. Acolo unde ești elevă, da. De altfel? Și aveam de ales între flaut și chitară. Eu la început am făcut chitară, dar doamna mi-a zis că e mai frumos cu flautul. Este mai special? Da. Cred că și mai sunt mai puțin oameni la flaut și... Și atunci poate să nu că fi poate chiar comună. Să, pe viitor o să încerce să facă și lucruri inedite, adică nu ar trebui să scrie într-un cor de instrumentiști clasici, ci poate face lucruri mai comerciale, să cânte din flaut, ce nu s-a întâmplat până acum, așa cum sunt fetele, sunt niște fete care cântă pe la contrabas, vioară și nu știu ce, dar fac melodii comerciale. Sunt recunoscute până în Europa. Da, e o trupă de fete, patru de fete, nu mai știu cum. Da, da. Scapă numele lor acum, încerc să mă aminte, dar poate până la sfârșitul emisiunii mi-amintesc. De ce? Știu că și pianul este un instrument drag ție. Studiezi și pianul? Da, la școală trebuie să faci două instrumente, unul principal și regulă... unul secundar. Și care e principal? Flautul, flautul la tine e principal, da. Și secundar e pianul. Și cam cât studiezi? Cum decurge o oră de studiu? Nu calculez cât studiez, dar trebuie mai întâi să mă încălzesc. Iar încălzirea în sensul că ar trebui să... Trebuie să cânt note lungi. Da? Să suflui mult timp.
Da? Game desfășurate. Ne-ai pierdut aici. Noi am cântat precum lăutarii, așa, după ureche. Da, 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 sună bine, merge. La tine văd că ai deja partituri acolo. Sunt ascunse, da, dacă vise. Da, la teorie sunt mai multe materii legate de muzică, iar la teorie facem solfegii, cântăm pe înălțim și... Adică teoria e un fel de muzică, dar mai mult cum e la o școală normală, muzica, dar e mult mai evoluată, ca să zic așa. Și nu te-ai gândit niciodată să cânți și cu vocea sau păi cum? Nu ai când discutat? Eram... Să alternezi așa flaut și cu vocea? Nu are cum ea, dar ca și artist, așa, nu știu. De exemplu, la pian, să cânți la pian și să te acompaniezi cu vocea. Nu m-am gândit, dar când eram mică am fost la câteva concursuri cu vocea, și adică de canto și am... Adică ai participat, ai avut și da, astfel de mică, experiențe. La grădiniță. Dar flautul a fost cel care da. Și-a pus amprenta cel mai acut asupra dorințelor tale și te-ai ai optat ca el să fie instrumentul de bază. Există în cadrul liceului sau nu neapărat în județ, festivaluri, concursuri care să vă reunească și să vă supun așa unei selecții? Da, eu am participat la multe concursuri. Majoritatea sunt în afara Constanței, dar unele sunt și în Constanța. Am fost la Buzău. Ce concurs? Margareta Sterian, unde am luat mențiune. Dar destinat cui? Artiștilor, instrumentiștilor? Da, mai multe instrumente, nu am fost la un concurs doar pentru flaut. Am fost la Brașov, la concursul pentru flaut și tobe, unde am luat locul 3. Bravo! Am fost la concursul internațional George Georgescu, unde am luat locul 2. Și asta unde a fost? La Tulcea. La Tulcea? Și am mai fost la micii artiști, unde am luat locul întâi. Asta? Și asta? În Constanța. În Constanța. Peste tot unde ai fost, tu ai luat ceva? Da. Asta e bine, deja ai trecut la următorul nivel, nu știu cum. Cred că și că oarecum te miră de acasă bine concurenții tăi pe care e în concurs, pentru că știu, băi, vine Andrada, hai să dăm tot ce e mai bine, pentru că vine serios din urmă și nu e bine să ne sufle locul întâi. Știu că la flaut pare să fie semnal, sonorul ceva mai plăcut așa, însă cei care sunt la trompetă trebuie să-și ascundă gura de ieșirea notelor de acolo, pentru că nu poți repeta acasă la trompetă, că o să ai parte de vecini care îți bat prin țevile de la calorifer la tine. Cum stau lucrurile? Și la mine se aude... Mai vin vecinii de când? Nu, chiar le place. Da? Da. Și la mine se aude foarte tare, dar... Nu chiar așa de tare ca la o trompetă? Da. Asta sau ca la un bas. Că ai avut norocul să nu ai vecinii care să îndrăgească manelele și atunci de aia le place. Ai avut noroc din da. Punctul ăsta de vedere. Și chiar îmi zic ce frumos cânti. Foarte bine și... dacă există înțelegere din partea lor. Da. Andrada, noi ne oprim momentan aici pentru că trebuie să facem locul necesar pentru a ne cânta în această dimineață și atenționăm și pe telespectatorii noștri. Că urmează o parte din această parte a doua dimineața pe Litoral TV, unde Andrada ne va cânta două piese inedite. Despre ce melodie ar fi vorba? Ce ne-ai pregătit? Rolling in the Deep de Adele și un tamburin. Un tamburin. Deja trebuie să stăm într-o ținută serioasă. Da, Daia Vali a venit astăzi foarte știam, obis, băi, știam că astăzi trebuie să întâmple ceva. Luna asta în descreștere, uite că mi-a dat idei mai multe. Ne oprim aici, după care invităm pe telespectatorii noștri să te urmărească cu mare drag la ceea ce ne vei cânta tu în această dimineață live, pentru că nu există înregistrări pentru ceea ce face ea. Veți aprecia încă o dată ceea ce ne va prezenta ea în platou. Momentan avem rubrica de știască, ne reîntoarcem.
Bine găsit, doamnelor și domnilor, iată ne reîntorci în platoul emisiunii Dimineața pe Litoral TV. Acum, evident că la fiecare invitat mai țin și eu pasul cu el, mai cânt în spate, mai dansez, mai fac unele chestii care nu se văd tocmai la televizor. De data asta am încercat să țin și eu o partitură în față, dar spre eroarea mea am pus-o invers. Ai înțeles? Ziarul, dacă îl pun, mai citesc de la sfârșit spre început. Dar la partituri, oricum aș întoarce-o, pentru mine pare aceleași note. Diferă cheia sol numai la început, e pe la sfârșit și așa mai departe. Pauze, e și la început, cheia sol păi e la început, dar dacă ai întoarce partitura, ți apare la sfârșit. Păi da, dar depinde cum. Păi eu ce zic? Eu zic așa partitură cu cheia sol, acolo atâta știu și eu. Noi, la ora de muzică doar cheia sol am atât o mai țin minte. Ai da. Și gama de la do la do, ca așa e, o știi. Da. Așa se numește? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hai. Major. Major. Ai, nu, măcar atât. Cheia sol și cheia fa? Da, cu diez, pauză, diez, știu care e pauza. Hai că știu care e pauza, care e accentuat, care nu e accentuat. Aici, uite, are pauză. Unde are pauză? Dar semnul pauză de diez știi care e? Da, e așa, tăiat. Știu. Și bemol și diez. Știu. Mai țin minte. Mai țin. Da, restul nu le mai țin, îți dai seama că sunt lucruri grele. De exemplu, ăsta aici e bemol sau ce se numește? Bemol. Bemol, vezi? Știu și lucrul ăsta. Cum ți s-a părut, Andrada? Deja văd că ai avut susținere din partea invitaților care au mai fost pe la noi până emisiune, Denisa Ștefania Lucan. Ea este o prietenă a emisiunii Dimineața pe Litoral TV și o salutăm pe această cale și pe părinții ei. Și se pare că ai avut susținere din partea lor, te-au încurajat pentru momentul artistic pe care l-ai desfășurat în direct, live, așa cum ai mai fost într-o emisiune de televiziune în direct? Da, dar n-am fost eu. N-ai singur, fost singură, ai fost în grup, da. Dar singură da. Este prima, pentru prima dată da. Și ai avut emoții? Puțin. Cum ți s-a părut așa experiența de a cânta? Unde e mai ușor, pe scenă sau în platou? În platou. În platou e mai ușor, pe scenă e mai mulți. E mai ușor în platou? Da. E mai ușor pentru că pe o scenă sunt mai mulți oameni care ațintesc, te ațintesc așa, te urmăresc cu privirea la fiecare mișcare pe care o faci și acolo oarecum trebuie să știi că trebuie să dai bine pentru că e un concurs. Aici nu prea mai contează. Oricum noi nu înțelegem prea mult din ceea ce ai cântat acolo decât o melodie cunoscută. Deja la prima melodie ne-ai pierdut prin detalii pe acolo că oricât de interesant am vrut noi să părem de acolo că ascultăm muzică ce e adorată de da, oricum, oamenii de elită. Este că sună extraordinar de frumos. E greu, totuși mie mi s-a părut un efort deloc mic de a cânta la acest instrument. E vorba de respirație, de susținere, da. Faci exerciții de respirație tocmai pentru a ți lucra diafragma, nu? Da, la început mi s-a părut greu, dar între timp m-am obișnuit și acum când cineva îmi zice cum ți se pare, nu, ți se pare că e prea greu sau nu pot să zic că mi se pare greu pentru că acum m-am obișnuit, la început era greu. Acum nu mai e greu, pentru că sunt lucruri ce intră da. În normalitate, exact ca la chitară, pentru că ți se pare greu prima oară să apeși pe corzi da, acolo, acolo cu vârful decibelului. Fiecare instrument, niciunul nu este ușor așa, că nu vii, te naști învățat. Corect. Poate doar unele sunt un pic mai grele și sau diferă greul de la instrument la instrument. Cam cât timp ai acordat tu studiului pentru ca această melodie să poată fi prezentată astăzi aici într-o formă extraordinară? Cât lucrezi la o melodie? Depinde. Sunt unele melodii care îmi plac și le fac mai repede, chiar dacă sunt mai grele, și unele care sunt mai ușoare și le fac mai greu. Ce ai cântat astăzi, înțeleg că face parte din categoria melodiilor drage, da. Drage sufletului, nu? Da. Și deci sunt ușoare. Da. Hai să ne întoarcem asupra activității tale, Andrada, pentru că ne apropiem din păcate de finalul întâlnirii și vrem să știm ce faci tu pe viitor de acum încolo. Unde te gândești tu că ar fi bine să te axezi pe latura artistică sau poate că te gândești că cândva, vreodată, vrei să faci și avocat sau ce? Nu, vreau să rămân pe flaut. Pe flaut, nu? Da. Asta înseamnă că ar trebui să-ți continui studiile în acest segment. Da. În România, în străinătate, cum? Unde? În străinătate. Nu la noi? Nu avem specialitatea asta? Nu ba da, facut? Avem? Conservator, da. Avem? Dar din punct de vedere financiar, artiștii la noi știi cum e și nu numai poate financiar, aprecierea lor șansă, este una. Poate că odată ce reușești să studieze prin altă țară, poate că o să zică stai aici în orchestra da. Noastră pentru că e mult mai bine și mi se pare corect. Până la urmă. Ce presupune asta? Ca tu să urmezi o facultate în de conservator specialitate, în altă țară. Conservator în altă țară. Păi,
Nu, ce să fie decât să primești încurajări din partea noastră și a celor dragi, pentru că până la urmă ei sunt cei care te susțin, părinții. De fiecare dată cheltuielile vin pe facturi către părinți, mai puțin către tine, pentru că ești prea micuță să-ți dai seama ce se întâmplă acum din punct de vedere al cheltuielilor, dar cândva, odată în viață, sperăm să-ți găsești drumul pe care ți-l dorești încă de mică și să devii mare și celebră, așa cum a făcut-o majoritatea celor care au pășit aici. Nu departe de tine a fost și Olariu, cea care a ajuns pe la televizor și probabil aici, în locul tău, cu ceva timp în urmă. Și deja a reușit să întoarcă capul juraților de acolo, fără să-și mai tragă și corpul după ei, de cei câți bufniți așa la un moment dat, știi? Le rămăsese corpul pe loc și capul l-au dat la 360 de grade, 180 de grade. Sperăm ca și Andrada Dumitrache să aibă același succes, bineînțeles, prin multă muncă, multă putere de muncă și să ajungi acolo unde ți-ai propus. Și să fii o artistă desăvârșită. Căci prin muncă poți să le câștigi pe toate. Da. Ce frumos sunt eu aici. Și nu e citat. Mi-a venit mie așa. Da. Haide să îi dăm ocazia Andradei să mulțumească celor care o susțin, pentru că vorbeam și de eforturile financiare pe care părinții le fac și de susținere morală pe care ți-o oferă prietenii, de cele susținerea profesorilor. Hai să mulțumim. Da, le mulțumesc foarte, foarte mult. Fără ei n-aș fi ajuns aici și mai profesoara ales, cine este? Profesoara mea este doamna Magdalena Ghilescu. Deci îi mulțumim. Îi mulțumesc doamna Magdalena Ghilescu pentru răbdare, pentru devotament. Da. Și părinților, colegilor, părinților mei, prietenilor mei și colegilor. Andrada, și noi la rândul nostru îți mulțumim pentru că ne-ai onorat cu prezența. Nu putem decât să-ți dorim mult succes, fie ca drumul să-ți fie încununat de glorie așa cum ți-ai propus și să ajungi acolo unde ți-ai propus. Dragi telespectatori, am avut-o alături de noi pe Andrada Dumitrache în această dimineață. Mult succes și te mai așteptăm. Mulțumesc mult. Atunci când vei avea noi melodii în repertoriu, să le prezentăm așa, da, și telespectatorilor. Punem punct aici întâlnire cu Andrada în această dimineață, doamnelor și domnilor. Avem în momentul următoare o melodie pe care o dedicăm celor care sunt sărbătoriți astăzi. Le spunem un sincer și un călduros la mulți ani să rămână alături de noi, pentru că vom reveni după aceea și cu horoscopul acestei zile.